Vă salut, stimați apicultori, suntem 23 ianuarie, am venit la mica mea stupină și am verificat care este situația. Am ieșit la concluzia că puțină mâncare au și să pun turte energetice. Am cumpărat de la Dulco Fruct turtele, au un kilogram și are fructoză 37%, glucoză 35%, alte zahăruri 8% și 20% apă. De ce? Voi pune turte energetice și haideți să trecem la treabă. În primul rând voi tăia ca albinele se poate să mănânce. Așa e bine, da? Așa e bun. Și să iau fumarul. Și să punem la albinuță mâncarea. Așa. Să punem mâncarea albinuților, pentru că trebuie să aibă mâncare, vrem să ieșim cu bine din iarnă, deci punem mâncarea la albini. Deci așa, prieteni, punem gazetele înapoi. Cei care au spus că nu-i bine cu folie și gazete, voi arăta video în care nu am condens la ele și vedem că gazetele sunt uscate. Mergem mai departe. Uitați, ternuța este uscată. Vedem mai departe, luăm pelicula. Și uitați, este uscată gazeta. Nu are condens. Așa. 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 Stați așa, am tăiat frumos. Ca albinele se poată veni. Și punem aici. Punem gazetele. De ce? Umiditate nu a fost. Gazetele sunt uscate, deci voi continua cu metoda aceasta de împachetare. Deci mergem mai departe. Uitați, pernuța este uscată. Așa. Pelicula sau folia. Uitați, ziarele uscate. Așa. Asta este. Hai, fetițele, ceți-vă înăuntru, vreau să pun mâncare. Așa. Deci cam așa, prieteni. Punem iarle înapoi, pentru că am văzut că condensul nu au. Punem înapoi și folia. Așa. Luăm foliile. Parte. Vedem. Așa. Am văzut în asta care e situația. Uitați-vă în video. Ca am verificat care e situația acestor albini. Și am ieșit la concluzia că are puțină mâncare. Uitați, am tăiat așa și o pun. Unii este mai mult albinele. Punem gazetele înapoi. Așa, prieteni, continuăm să punem turte energetice la albinuțe. Deci, tăiem așa frumos și punem în stup. Așa, continuăm să punem turtele la albinuțe. Hai, deșeze.
casa prietenii, gazeta. Nu este condiat să-mi stup folie. Și menționez că am la mine 50% stupi sunt cu plasă. Prieteni, mergem mai departe, să punem turtele energetice. De aceea mai specific, că la mine nu este condens, chiar dacă am pus folia și gazete, pentru că la mine este fundul din plasă. La tine sau la stup? La mine la stup, pentru că eu sunt tata lor, da? Bunuțele sunt copiii mei. Fetițele mele. Și așa mi-mi place să le disnier, știi?